Nu, a fost un moment incredibil și eu am rămas puțin surprins când am văzut că a fost luat cu mascații sau cu ce a fost luat, dar am văzut că a și dat o declarație, din ce am înțeles că un fost elev sau părintele elevului a făcut o reclamație, ceva de genul ăsta și a fost să dea anumite declarații și el cu privire asta. Nu știu, mai multe nici nu pot să ne pronunțăm exact pentru că nu cunoaștem. Deci nicio legătură cu ceea ce s-a scris, da. Despre mafia pariurilor sau altceva. Acolo toleranța trebuie să fie zero. A rămas tot surprins și asta, dar asta nu înseamnă dacă un părinte depune o plângere trebuie să vină mascații să te ia. Mi se pare ceva incredibil. Acum i-a creat puțin prejudiciu și lui Bacione, da. Îi creează o imagine falsă și e foarte grav ce se... Adică pentru o plângere să vii să... Trebuie să primești o citație, mi se pare aberant să vii cu mascație, că nu e un factor, nu? Pentru că antene junior, e atât de greu de gestionat situația asta, părinții, pentru că mulți antene junior se plâng de chestia asta, că vin tot felul de părinți care spun că... Noi așa la clubul nostru, la școala noastră de fotbal, am reușit să-i educăm și pe părinți în sensul acesta. Dar să știți că este, într-adevăr, este foarte greu de gestionat relația, pentru că toți părinții, și noi suntem părinți la rândul nostru și întotdeauna vom fi subiectivi. Dar marea problemă, vă spun sincer, nu sunt bărbații cât sunt doamnele. Cât sunt doamnele. Sunt foarte... pătimași așa și se implică foarte mult. V-aș apropo la președinție? Nu. Chiar vă spun că avem discuții mai aprinse așa cu mamele copilor decât cu tații.